Într-o dietă echilibrată, cerealele asigură circa 30-40% din necesarul caloric și până la 80% din rația totală de carbohidrați, reprezentând o sursă importantă de energie prin acest conținut ridicat de carbohidrați. Avem nevoie de circa 4-6 porții de cereale în meniul zilnic pentru a satisface nevoile energetice de macro și de micronutrienți. Acestea pot fi cerealele de mic dejun. Atenție însă la conținutul de zahăr. Încercăm să alegem variantele fără adaos de zahăr sau cu conținut redus, maxim 15% zaharuri. O altă sursă de carbohidrați, alte cereale sunt reprezentate de către pâine, pâinea albă, pâinea integrală sau pâinea cu semințe. Pentru copii, recomandată este pâinea albă, deoarece este o sursă simplă în care nu avem un plus de grăsimi, nu avem un plus de fibre, acestea fiind limitate în consumul copiilor. Altă sursă de cereale este reprezentată de paste. Pastele și ele pot fi albe sau integrale. Pastele integrale aduc un aport suplimentar de fibre și de vitamine. Avem și mămăliga. Mămăliga atât de îndrăgită de toți copiii. Mai avem orezul, grișul, ovăzul, secara și alte cereale. Toate pot fi incluse în diferite preparate gustoase și de preferat este să le combinăm cu lapte ca să avem totodată și o sursă importantă de calciu.